Înainte de a deceda, fostul portar a precizat în testamentul său ce își dorește să se întâmple cu trupul său neînsăflețit, iar familia a decis să îi îndeplinească această dorință. Helmut Ducadam urmează să fie condus pe ultimul drum de toți cei care l-au iubit și apreciat, în cadrul unei ceremonii restrânse. Familia s-a anunțat că trupul neînsăflețit al lui Ducadam va fi depus la Arena Națională, în cursul zilei de marți, începând cu orele 14, în zona VIP, unde prietenii și colegii pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu. De asemenea, familia fostului sportiv a anunțat că a decis să-i respecte dorința, astfel că acesta urmează să fie incinerat. Potrivit soției acestuia, Helmut Ducadam a lăsat această ultimă dorință notată în testament. Helmut Ducadam ar fi încetat din viață în urma unui stop cardiorespirator. Fostul mare portar al Stelei a fost internat inițial la Spitalul Universitar, fiind mai apoi transportat la Spitalul Militar. Sportivul ar fi suferit acest stop cardiorespirator în urma intervenției chirurgicale suferite în luna septembrie. Atunci, el a fost operat pe cord deschis pentru a-i fi remediată o problemă gravă la aortă. Pe de altă parte, Adrian Bambescu a declarat pentru ProSport că ar fi făcut septicemie. E ceva incredibil. Se pare că septicemie ar fi făcut. Marcel Pușcaș mi-a spus. Chiar acum vorbeam cu Pițurcă. Nici el nu știa nimic, a declarat Bambescu. Născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, județul Arad, Helmut Ducadam a început să joace fotbal în 1975, la Gloria din Arad. Până în 1983, când s-a transferat la Steaua București, a mai evoluat la UTEA, 1977 și 1978-1983, și Constructorul Arad, 1977-1978, a devenit eroul de la Sevilla în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, când a reușit să apere 4 lovituri de pedeapsă consecutive în succesul Stelei în fața Barcelonei, 2-0. Performanța de atunci l-a făcut să intre în cartea recordurilor. Ducadam a apărat de 2 ori și poarta naționalei României.